secretul, întotdeauna trebuie să existe un secret, adică lucrurile nu se întâmplă așa. Este un secret al unei relații fericite. O să vedeți în următoarea intervenție că se menționează cuvântul concesie de foarte multe ori. Asta cu să lăsăm de la noi. Cuvântul fericire și să ne iubim întâi pe noi. O să vedeți. Fac un pariu cu voi. Floriana, neața. Bună dimineața, Răzvan, bine v-am găsit. Așa este, astăzi aflăm care este secretul fericirii într-un cuplu. Alături de mine se află doamna psiholog Mihaela Sahleana Petroaie. Bună dimineața. Bună dimineața. Ce trebuie să facem ca să fim fericiți în relația de cuplu? Aș merge cu ideea să fim cât mai naturali. Dacă nu ne forțăm în nimic și suntem cât se poate de naturali, totul vine într-un firesc și relația este o relație autentică. Nu poți să fii într-o relație ca într-o poezie învățată, să spui sau să reciți lucruri pe care nu le simți. Trebuie să ai permanent un feedback evident de la partener în sensul acesta și trebuie să știi să-ți respecti partenerul de cuplu, să-l iubești, să-l faci să simtă că-l iubești, nu doar să știe că-l iubești, să-l validezi, să-l înțelegi, să fii empatic, să reușești să te pui întotdeauna în locul partenerului, cu orizontul din fața partenerului, nu neapărat cu propriile dorințe în mod egoist, să dezvolți hobby-uri comune, să știi să dezvolți hobby-uri comune, să, de ce nu, să vacanțe frumoase, deci a cumpăra experiențe frumoase, o vacanță înseamnă a cumpăra o experiență frumoasă și, nu în ultimul rând, să fiecare să știe să-l stimuleze pe celălalt în a fi foarte creativ. Certurile sunt normale? Cred că disensiuni apar în cupluri și de cele mai multe ori ele pot fi și un factor de progres. O discuție, o polemică poate fi și un factor de progres. Totul, aș spune, contează cum porți această discuție, dacă știi să respecti un punct de vedere diferit, dacă ai capacitatea de a-l înțelege, de a-l auzi până la capăt și, evident, se pot găsi soluții întotdeauna. Ne ajută să mergem seara împreună la culcare? Ne ajută să facem foarte multe lucruri împreună, să facem sport împreună. Nu toate activitățile sportive, dar măcar unele. Ne ajută să cultivăm activități diferite pe care le putem face împreună. Evident, nu toate, pentru că un partener nu trebuie să fie umbra celuilalt permanent, dar trebuie să știe să fie cu celălalt în anumite momente. Relația intimă trebuie să fie una programată sau una spontană? Aș spune că lucrurile trebuie să vină într-un firesc. În momentul în care le ai pe toate pe o agendă, ca pe o agendă de lucru, s-ar putea să strici foarte mult din farmecul și din naturalețea unei relații. Trebuie să facem și compromisuri într-o relație? Cred că trebuie să fim inteligenți într-o relație. N-aș merge pe ideea compromisului în sensul peiorativ a ceea ce înseamnă acest substantiv. Cred că trebuie să fim inteligenți și cred că trebuie să fim cu partenerul într-adevăr acolo în relație și nu doar lângă partener în relație. Este important în weekend-uri să luăm masa împreună, prânzul sau cina? Cred că este important în cursul săptămânii să avem momente frumoase împreună și nu să-l determin pe celălalt să sacrifice ceva atunci când ai tu chef, odată la nu știu ce moment. Ci cred că trebuie să știi să cultivi momentele frumoase, fie că sunt în cursul săptămânii sau în weekend. Nu trăim doar în weekend, nu trăim doar în vacanță, trăim zi de zi, minut de minut. Trebuie să respectăm programul celuilalt, să-i dăm acea libertate de care se tot vorbește în relația de cuplu? Cu siguranță, da, face parte din înțelegerea matură a celuilalt, de a-l înțelege pe celălalt în toată complexitatea vieții lui, pentru că în felul acesta și celălalt ne înțelege pe noi. Deci partenerii se înțeleg reciproc. Pentru asta trebuie o maturitate afectivă care apare și se dezvoltă și în timp. Aș spune că intri în relație cu niște sentimente frumoase, sentimente care nu se pierd sau nu ar trebui să se piardă, ci dimpotrivă să mai apară și altele. Gelozia este bună? Gelozia în doze foarte mici poate fi flatantă, dar în doze extrem de mici, în momentul în care se depășește o limită, lezează foarte mult, pentru că atacă încrederea.
sunt momente în care ne simțim singuri într-o relație. De ce se întâmplă acest lucru? Este foarte trist, dar de regulă când te simți singur într-o relație, trebuie să te uiți și către tine și să-ți pui și ție întrebări despre tine, de ce ai ajuns să te simți singur în relație. Ce ai făcut și tu de ești invizibil sau invizibilă după gen pentru partenerul din cuplu? Mulțumim mult de tot pentru aceste informații. Răzvan, deocamdată atât de aici, mă întorc la voi.